Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou video. Eu sunt Gabriel, vă urmăriți Gabo HD și astăzi vorbim despre câteva motive pentru care eu am renunțat la Samsung Galaxy Note 5 și am revenit la LG G4. Încă de la bun început vreau să spun că astea sunt motive strict personale, motive din cauza cărora eu am renunțat la Note 5, motive pe care eu le consider pertinente și care au cântărit foarte mult în decizia mea de a reveni la LG G4. Nu că Note 5 ar fi fost un telefon nașpa sau prost și așa mai departe, însă, din păcate, la fel cum a obișnuit Samsung în ultimii ani, întotdeauna lipsește ceva, întotdeauna ceva nu merge cum trebuie și întotdeauna găsesc alternative sau am avut alternative mai bune decât ceea ce mi-a oferit ei. Primul motiv și posibil unul dintre cele mai importante, dacă vreți, din punctul meu de vedere, camera. Nu mă înțelegeți greșit, Samsung Galaxy Note 5 are o cameră foarte bună, însă LG G4 o are cea mai bună. Vorbim strict de camerele foto, atât cea de pe spate, cât și cea de pe față de 1 megapixel. Cea de pe spate este una de 16 megapixel cu stabilizare optică de imagine, flash și focalizare asistată prin infraroșu, o apertură de 1.8, absolut fabuloasă camera asta și absolut fabuloasă, mai ales în modul manual. Cei care au LG G4 sau au avut și au folosit modul manual, în timp ce făceau poze, știu foarte bine despre ce vorbesc. De asemenea, faptul că este capabilă să captureze imagini, inclusiv în format RAW, conferă și mai multă putere utilizatorului, putere cel puțin la nivel de editare a imaginilor capturate. Absolut senzaționale camerele, inclusiv cea de 1 megapixel pentru selfie, însă asta de pe spate este, așa cum am spus și în review la LG G4, este cea mai bună cameră foto pe un telefon cu Android și una dintre cele mai bune camere inventate sau puse vreodată pe un telefon, alături de Lumia 1020 sau Nokia 808 Pure View. Al doilea motiv pentru care am renunțat la Note 5 și am revenit pe LG G4 este faptul că bateria poate fi înlocuită, capacul se poate da jos și astfel aveți acces la baterie. Bateria este foarte bună, obțin 5 ore de ecran activ cu stilul meu de utilizare. Aproximativ la fel obțineam și cu Galaxy Note 5, dacă ați văzut review-ul meu știți despre ce vorbesc. Însă, pe Note 5, bateria era sigilată în carcasa telefonului. Aici însă este posibil să o înlocuim. Și asta conferă din nou avantaj maxim utilizatorului. Al treilea motiv pentru care am renunțat la Note 5 și am revenit pe LG G4 este faptul că pe LG G4 am slot microSD și pot să extind memoria telefonului, sau mai bine zis, suportă telefonul carduri de până la 2 terabits. Nu n-ați auzit greșit, 2 terabits. S-au lansat deja pe piață și aceste carduri. Costă undeva la vreo 30-40 de mii de euro unul, ca să vă faceți o idee ce înseamnă. Însă, cu un card de 200 de giga sau de 512 giga, nu veți avea probleme pe LG G4. Pe Note 5, memoria cu care vine este memoria accesibilă. Din păcate, eu depind foarte mult de cardurile microSD, astfel încât, pentru mine, este o condiție necesară pe un telefon memoria extensibilă. Al patrulea motiv, și aici știu că îmi voi pune mulți oameni în cap, însă rămân fidel principiilor mele, este display-ul. Și nu mă refer la mărimea display-ului, cât mă refer la calitatea lui. Avem de-a face cu un display de 5.55, rezoluție 2K, însă tehnologia pe care o incorporează, și anume tehnologia Quantum, Quantum IPS LCD, a celor de la LG, pentru mine îl face să fie,
cel mai bun display de pe un telefon în acest moment și personal, pentru mine, mai bun decât display-ul de pe Note 5. Așa cum am zis, este strict părerea mea personală. Știu că lumea este nebunită după Super AMOLED-uri, nu este și cazul meu. Am repetat în nenumărate rânduri motivele pentru care nu suport AMOLED-urile și mai ales ce defecte prezintă ele în timp. Al cincilea motiv, dacă vreți, este legat strict de software și de performanța telefonului, de stabilitate și de experiența și, hai să zicem, satisfacția pe care o conferă consumatorului acest terminal. După cum bine știți, LG pune pe telefoanele lor Optimus UI, este interfața proprietară lor și, așa cum am spus-o în nenumărate rânduri și în multe videouri de ale mele, pentru mine Optimus UI este mult mai eficient decât TouchWiz-ul celor de la Samsung. TouchWiz-ul înseamnă foarte mult bloatware, foarte multe lucruri inutile puse acolo doar de dragul de a fi, de a lua ochii utilizatorului, însă pe care acesta nu le folosește sau le folosește foarte rar. În schimb, pe Optimus UI, toate trăsăturile pe care LG le incorporează sunt extrem de folositoare, cel puțin pentru mine, și de multe ori eu chiar le folosesc. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am de ce să mă plâng. În ceea ce privește stabilitatea, trebuie să spun că n-am avut nici cea mai mică problemă. Instalez același număr de aplicații pe terminalele mele întotdeauna, la fel am avut și pe Note 5, însă comportamentul în timp este total diferit. Pe LG G4 lucrurile se comportă mult, mult mai bine în timp. Pe Note 5, după 2 săptămâni, am început să am probleme cu performanța. Am început să sesizez o oarecare încetinire a terminalului. Și asta pentru mine contează foarte mult. Asta mai ales ținând cont de faptul că LG G4 nu incorporează cel mai tare, să zicem, procesor disponibil pe piață, la fel cum se întâmplă în cazul lui Note 5. Un alt lucru important, lag-ul. Sau un alt motiv, lag-ul. Așa cum am zis și mai înainte, pe Note 5, după 2 săptămâni, am început să sesizez lag. Pe LG G4 însă, nici cea mai mică problemă. Totul este fluid, totul se mișcă bine, totul este absolut excelent. Asta în condițiile în care procesorul este un Snapdragon 808, care nu se compară cu Exynos-ul celor de la Samsung, însă, din punctul meu de vedere, este total inacceptabil ca pe Samsung Note 5 sau S6 Edge Plus să observ lucrurile pe care eu le-am observat în intervalul în care le-am folosit. Un alt punct, la fel de important, poate cel mai important când vine vorba de smartphone-uri și tehnologii, este partea de conectivitate. Pe Note 5 am observat și am avut suficiente probleme cu conectivitatea, în special cu rețelele Wi-Fi. Pe LG G4 nu se întâmplă lucrul ăsta. Culmea, așa cum am spus, Note 5 fiind considerat cel mai șmecher, cel mai tare din parcare în ziua de astăzi, avea probleme în recepția semnalului Wi-Fi, chiar dacă stăteam lângă router. Exemplu concret, la mine acasă, la o distanță de 3 metri, să zic, de router, dura foarte mult timp până mi se încărca o pagină și credeți-mă, am un router destul de performant, plus de asta abonamentul de internet este unul la fel pe măsură performant. Însă, la birou, cu un router antic și de demult, într-un spațiu mult mai mare și la o distanță mult mai mare, nu aveam aceeași problemă. În fine, interesant, am observat chestia asta și pe Galaxy S6 Edge Plus, însă pe G4 totul merge perfect. Următorul motiv, dacă vreți, pentru care am renunțat la Note 5, am revenit la LG G4, este portul infraroșu. Știu că multă lume nu-l folosește, știu că pentru multă lume nu este util,
sau utilă o astfel de trăsătură, însă pentru mine chiar este. Eu chiar folosesc portul infraroșu de pe G4, chiar îl folosesc pe post de telecomandă să-mi controlez electronicele prin casă și chiar găsesc trăsătura asta ca fiind extrem de utilă. N-am înțeles de ce pe Note 5, deși era locul loc suficient sau locul foarte mare pentru a pune un port infraroșu, cei de la Samsung nu au făcut-o, însă G4 îl are și pentru mine asta este excelent. Următorul motiv sau punct este faptul că LG G4 am Android 6.0 Marshmallow instalat de 2 luni de zile, în timp ce pe Note 5 nici până ziua de azi nu s-a dat drumul la update-ul oficial Android 6.0 Marshmallow. Din punct de vedere al softului, există multe îmbunătățiri. Îmi place să am terminalul tot timpul updatat la zi, prefer oficial, m-am lecuit de mulți ani de custom ROM-uri și de ce înseamnă rutatul și hackuitul lor. Prefer ROM-urile oficiale și pe LG G4, așa cum am spus, Marshmallow mi-a fost disponibil în urmă cu 2 luni. Pe 9.5, nici până ziua de astăzi, și pentru mine lucrul ăsta contează. Următorul, sau mai bine zis, ultimul motiv pentru care eu am trecut pe LG G4 de pe Note 5 și pentru care cred că mulți vor face, hai să spunem, alegerea asta, dacă vor fi puși în situația de a alege între cele două, ca de exemplu cei care vor dori să-și cumpere unul dintre cele două terminale, dar se uită foarte atent la bugetul pe care îl au, este prețul. Samsung Galaxy Note 5 se vinde în acest moment pe magazinele online la prețul undeva între 3.000 și 3.500 de lei, adică un 820-830 de euro, în timp ce LG G4 se vinde la un preț de 1.800-2.400 de lei, funcție de magazinul online. Deci, la aproximativ jumătate din prețul lui Note 5. Și din punctul meu de vedere, telefonul ăsta se comportă și este mai bun decât un Note 5. Știu că sunt foarte mulți fanboy de Samsung și așa mai departe, care probabil vor sări în cap și nu vor fi de acord cu ceea ce zic eu, însă pentru mine, telefonul anului 2015 și chiar și al începutului de an 2016 rămâne LG G4. Asta, în primul rând, pentru că am folosit terminalele, pentru că știu ce oferă fiecare, pentru că știu plusurile, pentru că știu minusurile și din punctul meu de vedere, trebuie să mă repet, LG G4 iese câștigător cu foarte, foarte mult în fața lui Samsung Galaxy Note 5. Este strict părerea mea. Eu vă încurajez să testați cele două terminale dacă aveți posibilitatea, unul lângă celălalt, și sunt ferm convins că și voi veți trage aceeași concluzie. LG G4 rămâne un terminal absolut excelent. Va urma să se lanseze, dacă nu mă înșel, în următoarele 2 săptămâni, LG G5. Vom vedea cu ce ne va surprinde LG de data asta, însă LG G4 pentru mine este arhi suficient și camera asta de pe spate este absolut senzațională. Dacă n-ar fi avut camera asta, probabil celelalte motive nu ar mai fi contat și aș fi rămas pe Note 5, însă camera asta este spectaculoasă și a cântărit enorm de mult în momentul în care am hotărât să vând Note 5 și să-mi iau un alt terminal. Asta e. Mersi de vizualizare, sper că v-a plăcut, dați like, dați share și de asemenea abonați-vă la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja pentru videouri viitoare. Eu sunt Gabriel și până data viitoare, rămâneți cu bine. Pace vouă!